seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Până acum 2 ani, Veronica Modval din satul Văratic, Ialoveni, ducea o viață fericită alături de soțul ei, Serghei. Femeia se ocupa de casă și de cei 5 feciori ai lor, în timp ce bărbatul avea grijă ca ei să nu ducă lipsuri. Orice lucru facem împreună. Foc împreună. Chiar și când gătim ceva, el m-a ajutat. El era apora mea, a noastră, a familiei noastre. Cât de greu. În al 12-lea an de căsnicie, o faptă a lui Serghei a distrus căminul lor. Știți, eram cu copilul în spate. Eu l-am dat jos, eu tot tremuram. Eu nu știam. Deși ești pentru și. Serghei și-a pătat mâinile cu sângele unei persoane apropiate. Mi se bătea inima ca la iepuri, cum s-ar spune, știți? De frică. Dacă noi niciodată în familia noastră nu au fost așa cazuri. Bărbatul a ajuns la pușcărie, iar Veronica a rămas singură să-i crească pe cei 5 copii. N-am să pot fac față. Mă stărui din tot inima și din tot sufletul, dar n-am să pot. Acum Veronica spune că singura lor speranță este Sergiu, pe care ea visează să-l vadă eliberat din închisoare. Viața fără dânsul n-are sens, e foarte greu. Dacă ar fi el aproape, acum, iar sărta și mâinile, și aș mulțumi din tot sufletul și soț și tătic grijuliu noi avem. Astăzi vom auzi destăinuirile persoanei pe care Serghei a înjunghiat-o. Că asta e prostie mare. Că asta e prostie mare și faci tu. Eu stau câteodată și mă gândesc, că chem copiii ăștia și mă gândesc. Cum a fost comisă crima? Pe cine anume a înjunghiat Serghei Modval și cum își argumentează el gestul? Ce o face pe Veronica să-și apere morții și soțul? La ce viață au ajuns cei 5 copii ai bărbatului și ce fac autoritățile pentru a-i susține? Aflați în această seară. Veronica Modval a venit astăzi în platoul nostru să povestească cum trăiește împreună cu cei 5 copii după ce soțul ei a fost condamnat la 4 ani de pușcărie. Ce a făcut el, dar și de ce femeia își apără soțul cu atâta ardoare, aflăm de la ea. Haideți să încurajăm pe Veronica. Bună seara! Spune-ne, te rog, în primul rând, cum te descurci acum singură, rămasă cu 5 copii? Foarte greu. Foarte greu pentru că ne lipsește foarte mult soțul și 5 copii foarte greu să-i crești. Am un salariu de 2100 și nu am sprijin de la nimeni. Câți ani au copiii tăi? Cel mare 12, Pavlic 11, Nicheta 10, și Mihail are 4 ani și Ionuț are 2 jumate. Să-ți crească mari și sănătoși. Mulțumim. Colegii mei au fost la voi acasă. Hai să vedem și noi ce au filmat. Atenție la ecran. Veronica și cei 5 feciori ai săi locuiesc într-o casă modestă din satul Văratic. Părinții lui Serghei i-au adăpostit întrucât familia nu are propriul lor cămin. De când Serghei a fost condamnat la 4 ani de pușcărie, singurii care o mai ajută pe Veronica să facă față greutăților sunt părinții bărbatului. Mulțumim socrilor că au și pensii și dacă nu ne ajunge. Feciorul mai mic are abia 2 ani și nu frecventează grădinița. Cu toate acestea, femeia s-a angajat ca servitoare la școala din sat, iar pentru munca pe care o face primește un salariu de 2000 de lei. Mi-este greu că, iacăt, în timpul iernii, chiar vă spun cinstit, copiii trebuie să fie încălțați, îmbrăcați, hrăniți. La școală au nevoie de cele necesare. Grădinița trebuie să o achit. 2000 de lei sunt prea puțini bani pentru 6 guri flămânde, se plânge Veronica, iar un loc de muncă mai bine plătit, ea zice că nu găsește. Mă duc la magazin și eu. Pe datorie, mă scrie până la salariu și eu liu la copii, să nu duc lipsă. Visul feciorului mai mare de a deveni dansator s-a risipit. Motivul e simplu, familia nu-și permite să achite plata lunară de 200 de lei pentru ocupațiile băiatului. A luat primul loc la Chișinău, la Palatul Național. Am avut concursuri și lui asta îi place. I-a plăcut și îi place la moment și vrea, dar noi tata... Nu avem finanță de ajuns.
Mama a 5 copii se plânge că cel mai greu e să le compenseze copiilor dragostea de tată. Ei toți îi sunt lipsa. Veronica, povestește-ne, te rog, ce s-a întâmplat cu soțul tău? Pentru ce crimă a fost el condamnat? Pe data din 9 ianuarie 2019 au fost amândoi plecați în oraș să transmită niște colete. Cumnatul Ion pentru soția lui și soțul pentru sora mai mică. Și la Chișinău, după ce au transmis coletul, au trecut într-o cafenea și au mâncat, au servit și întorcându-se acasă au venit. Au intrat, s-au așezat la masă și într-un moment, din vorbă în vorbă, parcă se luase așa la ceartă, nu știu cum. Și eu, spălând vesela, am văzut, dar știți, nu ne-a dat chiar deloc în cap că și poate să întâmple. Și eu am plecat la grădiniță după Mihail. Deci tu nu ai fost Eu n-am fost în acel moment în care s-a întâmplat situația care Ce a făcut Serghei, practic? După cum, când m-am întors eu înapoi de la grădiniță, am ajuns în poartă și socrul ne-a spus că Serioja, nu știu ce-a făcut, că l-am fipt pe Ion. L-am fipt cu cuțitul. Da, știți, eram cu Mihail în spate, parcă mi s-a lăsat mâinile în jos. Și am intrat în casă așa, știți, cu viteză, și când am văzut că el, Ion, stătea jos și soțul îi ținea o cârpă, știți, la rană. Nici nu știam ce să spun. Când mă gândim că deși și spun, când știu că într-adevăr toți sunt șocați și nu are rost să mai spun nimic. Dar Serghei ce spunea? Serghei în deopște nu a spus nimic. El era șocat foarte tare, pentru că asta e în timp de 42 de ani, el deopște nu a făcut nicio infracțiune, nimic. El era foarte șocat. Dar spune-mi, te rog, din ce motiv l-a înjunghiat? Știți, cumnatul meu este la... Când îi servește, el e provocător. Și adică la mine soțul nu iubește când, știți, eu știu, poate și toți oamenii sunt așa, dar eu știu pe dânsul că el nu iubește, știți, cu vorbe urâte. E un al numit cuvinte urâte. Și Serioja i-a spus, Vania, te rog, liniștește și alegeți cuvintele. În primul rând, că în casă am copii și... Știți, nu-i frumos. Crezi că asta l-a provocat? Da, că nu a avut nicio intenție, știți, intenționat ca să o facă. Dar de unde știi că nu a avut intenție? Pentru că de când suntem căsătoriți, Ion o mai făcut conflict chiar așa și, știți, s-a obținut de la toate. Că, într-adevăr, omul dacă îi bat, el nu mai are... N-are sens de a intra în conflict, știți, dar aici, într-adevăr, erau mândoi în stare foarte... Și totuși, iată, asta vreau să ne spui. Tu nu crezi că el ar fi făcut-o intenționat? Nu, nu cred. Nu cred pentru că știu că nu-i în stare de a face așa lucru. Atunci, de ce a recunoscut vina? După cum am înțeles eu de la soț, când a intrat, înainte de a intra la judecată, procurorul, Alexandru Păun, i-a spus așa, că, Serghei, dacă îți schimbi, cum s-ar spune... Depoziția. Da, îți schimbi depoziția, că spui că ai făcut-o intenționat, ori să-ți dai mai puțini ani, dar dacă ai spui și ei și mărturisit la prima dată, ai să, adică să dă de la 6 la 12 ani. Și adică soțul, știți, a mers în pasul domnului procuror. S-a schimbat poziția. Dar cum credeți, cum vă închipuiți dumneavoastră? Cum poți
neintenționat să înfige un cuțit într-un om. Adică ce a zis eu? Eu a zis că n-am vrut, eu m-am închidicat în încălțăminte de la ușă. Eu m-am închidicat că eu n-o zvârlit, adică cu caldarea după dânsul și el probabil s-a înfuriat. S-a întâmplat vreodată ca Serghei să fie agresiv cu tine? El dacă așa, din vorbe, să știți cum, ne certăm, dar din vorbe, nu cu cuvinte urâte sau, dar violență, adică asupra mea nu a fost niciodată. Eu n-am primit nici o palmă, nici un deget el nu a pus pe mine. Hai să vedem cine ai povestit anterior despre viața voastră de cuplu. Atenție la ecran. Veronica nu a crezut vreodată că gratiile ar putea o despărți de bărbatul drag. De când Serghei a ajuns în pușcărie, ea în fiecare zi scotocește prin sertarul cu fotografii. Iată, mă uit la poza asta și îmi pare o veșnicie. Niciodată nu m-am gândit că să rămân singură. Singură cu 5 copii și el să nu fie alături. Câte clipi frumoase noi am trecut împreună. Femeia spune doar cuvinte de laudă în adresa soțului ei, povestește că Serghei a iubit-o și a prețuit-o. Niciodată, din 2007, de când ne-am căsătorit, dar nici o palmă, nu a ridicat mâna la mine absolut deloc. Știi ce să vorbească, vorbește foarte frumos. Veronica zice că Serghei mereu a fost un soț și un tată responsabil. Pentru a-și hrăni familia numeroasă, bărbatul pleca periodic la munci peste hotare. El a fost apăra noastră. Noi n-am dus lipsă de nimic. De nimic noi n-am avut lipsă. Știți, n-am vrut copiilor să le spun unde. Am vrut să le spun că tata este plecat la Sankt Petersburg, la muncă. Cel mai strașnic moment în tot ce s-a întâmplat la dumneavoastră în casă, suferă copiii îngerașii dumneavoastră. Eu sucot așa, dacă plouă afară, noi intrăm în casă, așa? Dar de ce n-ați intrat în casă și închideți ușa? Împreună pleacă cu colete, împreună se duc, vin, stau la masă, beau și pe urmă tai unul pe altul. Nici așa nu e așa. Să știți că trebuie de să ocolești. Dacă vezi o mogilă de ceva periculos și puturos, apoi ocolește. Ocoliți! De fapt, a fost o întrebare. De ce nu evitați contactele cu Ion, dacă ziceți că el mereu așa era? Nu-i casa mea proprie, casa socrilor. Și ca să-l dai afară pe cumnat, știți, nu e așa... Pe dăsul, dacă încerci să-l dai afară, începe a trântie ușile, a te numi, știți, și mama soacră e o persoană în care e pe toți, e... iubește, vrea să fie băpaci și liniște. Înțelegi? Și, știți, și tu, ne fiind gospodină în această casă, nu ai îndrăznit să-l dai afară? Nu îndrăznesc niciodată să-l dau afară, pentru că, într-adevăr, socrii decid. Mama spune că nu-i normal, știți, să dai persoana afară, că el, dacă încerc eu să-i spun că du-te la casa ta, el îmi spune, asta nu-i casa ta, nu ești tu gospodină. Deci eu am văzut o casă destul de aranjată pe cât e posibil. Eu am văzut niște relații interumane și interfamiliale absolut decente. Eu am văzut o casă plină de copii, ceea ce vorbește despre afecțiune și orientare corectă spre viitor. Eu am văzut relații normale între soț și soție. Eu văd relații normale între noră și socri. Și ceea ce spuneți dumneavoastră e absolut logic și în contextul psihologic eu susțin părerea doamnei. Mă gândeam eu că de condamnat, de fapt, este cel mai ușor și ceea ce se face foarte frecvent. Cu părere de rău, este mai greu să înțelegi de ce și să te gândești cum să aplici o pedeapsă fără a-i pedepsi pe cei nevinoveți, mă refer la dumneavoastră și la copii. Cred eu că în situația soțului dumneavoastră a fost un stres acumulativ pe o perioadă de ani, poate, care s-a acumulat. A fost o situație de catalizare prin alcool și a fost o situație de provocare și izbucnire cu soldarea ceea ce s-a soldat. Acum soțul dumneavoastră este probabil în situație de șoc, de aia nici nu povestește detalii, de aia și este atât de
posibil sau ușor de convins, de aia a făcut, a spus, a confirmat una, după aia a confirmat aia, altceva. Deci este în situație de șoc, este foarte, foarte vulnerabil. Deci nu vreau să zic că este bine sau corect ceea ce s-a produs. Dar eu știu și sunt absolut încrezută că sunt explicații și explicații sunt absolut normal, general umane. În această seară discutăm despre Veronica Modval din Vărati, Chialoveni. Femeia de 34 de ani se plânge că nu mai are puteri să-i crească singură pe cei 5 feciori ai săi. Soțul ei, Serghei, a ajuns la bușcărie după ce l-a tăiat cu un cuțit de bucătărie pe cumnatul său, Ion Scripnic. În scurt timp vom auzi cum își argumentează Serghei gestul violent, dar și ce spune victima atacului. Dar acum o vom asculta pe Natalia Modval, mama lui Serghei, care a fost martor la incident. Natalia, vă așteptăm. Bună seara! Doamna Natalia, știu că dumneavoastră ați fost de față atunci când s-au întâmplat aceste lucruri. Povestiți-ne, vă rog, în detalii cum s-a întâmplat incidentul. Da, cum s-a întâmplat? Ei trebuie să ducă niște colete. Ivan, soții ei, dar Serghei, lui sora mai mică, le trimite la Italia. A nostru bani nu a avut. Dar Ivan era răsfățat. Soția îi trimite, de lucrat nu lucra nicăuri. Soția fiind fiica dumneavoastră. Da, e tot era în Italia. Și-a venit, s-a dus să le ducă la oraș, la rutieră și când au venit înapoi, au venit cinstiți tare peste măsură cu alcool. Eu eram acasă, Nora venit și e, și când ei s-au așezat, eu cumpărat vreo 3 pești. Eu am curățat peștele șeala și am lăsat cuțitul pe masă. Și am dus peștele la cuhne în altă parte. Doamna Natalia, haideți eu să vă întrerup aici mai departe să vă ascultăm ce ne-ați povestit acolo, acasă, când a fost echipa noastră la voi. Atenție! Ia că eu stam aici și am curățat peștele. Aici sta ginerile, aici sta fișorul. De la și s-o luat la un moment dat, ginerile au început să-l numească cu cuvinte prostești, între care timp s-o sculat și-o luat taburetca și s-o îndrăjit la dânsul. Cine? Ginerile, așa. La fișor. Eu atunci fișorul s-o sculat și s-o luat amândoi, că așa l-a hărțuit aici. Eu m-am vărât între dânsii, m-am vărât între dânși, fișorul l-am împins încolo, pe ăsta l-am împins încolo. Spun, tu te-ai dus acasă, tu te duci, te culci. Și el dă să deschide la țepcă, nu spate și e cuțitul de pe masă, eu l-am lăsat pe masă, stai. Și eu zic, nu, că n-ai un câr de haine să le tai. Și l-am mai izghit o leac și el a fugit afară, dezbrăcat, că să stai, stai să dezbrace. Și în timpul ăsta pe ăsta l-am luat și hadem, hai, zic, ieși, te du acasă. Așa l-au fugit afară, dar ăsta au venit ca aici, strachea nașei cu apă era ea ca aici pe masă, căldare și de-am pus eu solzii și era aici, și el ia pantofii lui erau ea ca aici. Da, ușa era deschisă, dar fiorul era la colț căsii. Era el a luat căldarea asta din tâi și a zvârlit-o după dânsul, ginerile după fior. O dat să încalță, dar pe prag, afară ea ca era așa atât încălțăminte. Cum și de el așa, și ala a venit la fuga în coașe, și eu stam ea ca aici lângă dâns, o veni la fuga în coașe, s-a închedicat în încălțămintea și ea de pe prag și drept peste dânsul, o chicat, Serioja, o chicat peste dânsul. Și eu, da, cu cuțitul mână cum era. Și când o chicat, ăsta s-a plecat și a pus mâna, eu mi-am luat cuțitul și l-am zvârlit în strachina și ea. Și el a luat mâna și aici era tăiet, așa mai sus era tăiet. Așa o tăitură era, aici mai sus, dar sânge nu curge.
Nu pot să nu vă întreb, pentru că mai devreme am auzit-o pe Veronica, care chiar dacă nu era la fața locului, ea zice că nu crede că Serghei a făcut-o intenționat. Dar dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți? Nici eu nu cred că e intenționat, că am văzut cu ochii mei cum s-a întâmplat. Dar nicăuri nu ne-a crezut. Și am spus. Chiar credeți că Serghei, când s-a întors și s-a împiedicat, ce vroia el să facă? Să intre pe ușă. Eu nu știu ce-o vrut să facă, dar aia asta era, că el a vrut să intre, dar poate și înșudat, dacă așa l-au zvârlit cu zoile și elea după dânsul. Dar nu a fost intenționat, cum scrie în document, că el intenționat, că a plănuit de mai mulți ani, doar a trăit într-o casă, că ăștia când s-au căsătorit, au trăit la noi din 2003 până în 2009. Ion cu fiica dumneavoastră. Da. Am dormit și într-o cameră, cu noi o dormit, așa e tine. Eu vreau să vă mulțumesc că ați ajuns și în fața publicului să încercați să explicați ce ați văzut și să vă apărați feciorul. Totuși, consider că istoria dumneavoastră pare credibilă și eu mai degrabă aș înțelege că a fost o stare de afect, o stare necontrolată a fiului și negândită la acel moment. Nici de cum nu poate fi o planificare de mulți ani, cum vi s-a spus, și îmi pare rău că nu ați fost crezută. Dar el e băutor la dumneavoastră, serios? Nu. Dar și el e bițăvan, cum spune da. Mata. Uitați-vă, capul și sovietul. Cum lucrează și sovietul, e mulțumit. Dacă lucrează bine, toată primăria e mulțumit. Știind, tu ai 5 copii în spate. Tu ai mamă și tată în casă. Dar dacă el murea acolo pe loc, și faci, mă, tale cu 5 copii al lui, și faci, mă, tale, mâini, pui mâini, pleci la Domnul, și faci, mă, tale. Nu se poate, trebuie, capul nu-i pentru pălărie și nu-i pentru ploaie, capul-i pentru judecata corectă, trebuie să fie corectă. Și aici, tot ce a făcut, el stă pur și simplu pentru pedeapsa care e aplicată după legea, legile țării noastre. Atât. El are noroc, așa l-a înviat încă. Din tâi am spus la salvare că s-o tăiet unul pe altul, așa cuvinte am spus. Nu știem ce să fac și să spun. Putea să întâmple același lucru cu dumneavoastră? La salvare ne-a întrebat cine merge cu Ion. Și chiar Ion singurul a spus, lasă margă Serioja, Serioja. Nu este o scuză, o întâmplare, nu-i scuză. Pedeapsă trebuie să fie. Totul se iartă, Domnul ne iartă și noi iertăm bine. Și el zice, ai să stai, vă 4 ani ai să stai. Eu am curățat peștele și ala și am lăsat cuțitul pe masă. Socrul ne-a spus că Serioja nu știu ce-a făcut, că l-am fipt pe Ion. Din ce motiv l-a înjunghiat? Ion a numit cuvinte urâte. Crezi că asta l-a provocat? Da, că nu a avut nicio intenție, știți, intenționat ca să o facă. Nici eu nu cred că e intenționat, că am văzut cu ochii mei cum s-a întâmplat. Dar nicăuri nu ne-a crezut. Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat după? Cine a chemat ambulanța? Ați chemat-o, nu ați chemat-o? Eu am chemat ambulanța. Eu eram într-o stare... Mai nu țin minte și am grăit. Din tâi am spus la salvare că s-o tăiet unul pe altul. Așa cuvinte am spus. Nu știem ce să fac și să spun. Și când o sunat înapoi de la poliție, m-a întrebat... Da, partea vătămată unde-i? Zic, la noi în casă. Da, făptașul unde-i? O fugit, zic, da și-s fugă. Și el, eu n-am mai dovedit să mai spun că el nu a vrut, că e întâmplare, că e sraz, o pus trupca și a venit. A venit și ambulanța, a venit și poliția. La acel moment venise și Veronica deja? Venise și tu? Da. Da? În ce moment, când ai intrat în curte? Eu când am venit, încă nu era încă nici poliția venită. Dar peste 10 minute a apărut și poliția.
salvarea mai greu a venit ca poliția. Poliția mai repede a venit ca salvare, știți? Și l-ai găsit pe Serghei ținându-i Serghei era lângă Ion cu cârpa la rană. Dar Ion ce spunea, ce Ion făcea? Ion cerea apă. Apă cerea. Apă. Și când l-a suit în salvare, la salvare ne-a întrebat cine merge cu Ion. Și chiar Ion singur a spus, lasă margă Serioja. Dar pe Serioja nu putea să ducă. Poliția l-a reținut și chiar poliția i-a spus, roagă-te să nu moară, că dacă moare 10 ani să tăie, nu-ți mai vezi copchii. Așa i-a spus. Așa i-a spus, da. Judecătoria Ialoveni l-a condamnat pe Serghei Modval la 3 ani de detenție condiționat. Ulterior însă, magistrații de la Curtea de Apel l-au condamnat pe bărbat la 4 ani de pușcărie cu executare în penitenciar de tip semi-închis. După aceasta, avocatul lui Serghei s-a adresat Curții Supreme de Justiție să examineze dosarul, însă a primit refuz. Acum, Serghei Modval își ispășește pedeapsă în penitenciarul de la Cricova. Colegii mei au discutat cu el prin telefon. Să ascultăm ce povestește bărbatul. Atenție! În seara și el a intrat la mine în casă, în stare de ebrietate. Și a început probleme, a început la familia mea cu probleme acolo, și copii, cu vorbi murdare, vorbi urâte în casa mea. Și a început, ba scaun, să dă în cap, ba una, ba alta. Și s-a primit așa că, ca o apărare, ca un fel de apărare. Dar din partea mea, într-o dată, am mers ca cum spun să nu-i fac lui un rău. Eu, cuțitul trebuie să ne deschid o fermoară la o scurt, la mine scurtă, îi să rup fermoară și nu mă intras în de afară și lasă deschid scurtă. Nici nu avem intenții, nici, doamne ferești, luat, nu avem așa păcături, eu spun mâna pe ceva. Eu sunt bărbat și eu pot să mă apăr cu mâinile, bărbații se pot apăra. Din partea lui el a fost întotdeauna ca un partiran. Toată familia nu e așa la răbdat. Stăția lui tot așa la răbdat, până la urmă. Jale mari, înțelegeți. În primul rând, niciodată n-am dorit că părinții mei să aibă așa greutate la bătrânețe ca au câte 70 de ani. După incident, medicii de pe ambulanță l-au transportat pe Ion Scripnic la spitalul din Ialoveni. Bărbatul a ajuns direct pe masa de operație. Din fericire, niciun organ vital nu a fost atins de cuțit. Peste 4 zile, Ion a fost lăsat să plece acasă. A venit momentul să ascultăm ce ne-a povestit el despre ziua în care a fost înjunghiat. Atenție la ecran. Da, ne-am împăcat foarte bine. Până mă înjunghea, foarte bine ne-am împăcat cu dânsul. Munciem amândoi, m-a ajutat pe mine, eu l-ajutam pe dânsul. Când o lua cuțitul, eu nici l-am observat. Cum o lua cuțitul și m-a înjugheat și eu închicat jos la pădele, m-am trezit la scoră aia, de-amul după aperițoare. Eu nu țin minte, spun, m-a atculțit și eu închicat jos la pădele. Ceea ce a spus generele dumneavoastră este foarte, foarte rigid și foarte sec, din care îmi cresc și eu mie impresia că nu ține minte. Și pur și simplu spune ceva ce crede el că ar fi mai aproape de adevăr. Deci nu am văzut amănunte, nu am văzut emoții, nu am văzut nimic, am văzut niște afirmații seci a unui om care nu ține minte. Aia este părerea mea la moment. Ceea ce de fapt parte vătămată și declarat la urmărire penală. El la urmărire penală a declarat cert că nu ține minte ce s-a întâmplat. Asta este indicat în sentință și în deciziile ulterioare de la Curtea de Apel și Curtea Supremă. Deci chiar o recunoaște. Da, dar asta încă o dată vă zic, asta nu înlătură fapta. Nu înlătură că fapta nu a avut loc. Și vreau să vă spun că eu mi-am dat seama cu certitudine și sunt sigur că aceasta s-a întâmplat numai din cauza că aceste persoane erau într-o stare de ebrietate avansată la... Eu nu știu dacă feciorul dumneavoastră își aduce aminte cu exactitate ce s-a întâmplat aplicând această lovitură. Asta este beția și de aici am vrut să întreb dacă des, și am înțeles că nu prea des folosește băuturi alcoolice, dar ca să înțelegeți dumneavoastră un lucru, putea atunci când dumneavoastră i-ați zis de ce dai tu această încheietură și uite că nu mai ai haine, putea să întâmple același lucru cu dumneavoastră? Deci, pericolul social, în cazul dat, există și persistă.
În această seară discutăm despre Veronica Modval din Văratic, femeie de 34 de ani. Este mama a 5 băieți. Ea se plânge că nu mai are puteri să-și crească copiii după ce soțul ei a ajuns la închisoare. Serghei Modval a fost condamnat la 4 ani de detenție după ce l-a înjunghiat pe cumnatul său, Ion Scripnic. Cert este că incidentul a nenorocit două familii. Mai multe detalii vom afla de la Parascovia Știrbu, mătușa lui Serghei Modval. Parascovia, vă așteptăm! Doamna Parascovia, sora dumneavoastră, Natalia, ne-a spus mai devreme că Ion ar fi provocat conflictul pentru că așa era el, este el de fire. Provocator. Mai devreme și Veronica a zis același lucru. Dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți? Da, el într-adevăr, când a intrat în familia asta, l-a primit ca pe un fiu. Dar pe urmă au apărut probleme că la un pahar de vin tot timpul era agresiv. Dar se întâmpla el să sară la bătaie la cineva? Se întâmpla că el provoca atât scandalul. Acum cui îi dați crezare, iată, în situația aceasta? Ambii vă sunt cumva rude, da? Și Serghei și Ion. Da, Serghei e nepot de pe soră, Ion e tot am nepot de pe fiica ei. Și n-aș crede că toată situația asta a fost provocată. Asta numai la întâmplare. Dacă ei înainte de asta au fost amândoi în stare de ebrietate și s-au certat, asta eu așa cred eu. Deci credeți că ambii poartă vină până la urmă numai pentru cele întâmplate? Pentru că eu n-am fost acolo, tot numai din spusele lor și pot eu să vă spun. Acum, iată, doamna Natalia, sora dumneavoastră, ne-a pomenit că chiar dacă Serghei își spășește pedeapsa, a ajuns la închisoare, Ion totuși vine acasă la ei. Deci este oricum primit în familie. Da. S-a schimbat cumva atitudinea față de el sau tot vor rămâne rudă? Totul se iartă. Domnul ne iartă și noi iertăm. Cum comunicați cu Ion acum? Cum îl percepeți în familie? El la noi rar când vine. Nu ne vizitează des. Doamna Natalia, dumneavoastră spuneați că el vine. Cu ce vine și cum îl primiți acum? Eu ca vine și vine, e băieții. Dar vine cam tot timpul cam are în cap. Cam treaz, cam nu prea intră. Dar când are o leacă în cap, vine. Să mai joacă cu băieții, le mai aduce. Și îl primiți? Da, și să fac. Și să fac. Că genere vă este, nu? Păi, e genere. Și ce să fac? Să-l ușid, să-l dă o apară? Nu pot. Nu, bineînțeles. Că de când a venit în familia noastră, eu cam tot timpul cam a fost mai mult la dânsul. El părinți n-are. Și tot timpul am cam tot ținut cu dânsul. Nu m-am gândit că ar să întâmple și s-a întâmplat. Cred că nimeni nu s-a gândit despre așa ceva. Niciodată nu ne gândim la cei mai rău. Soția lui Ion Scripnic ne-a povestit că incidentul cu cuțitul a fost ultima picătură pentru ea. Femeia și-a părăsit soțul și a plecat în Italia, spunând că pentru nimic în lume nu va mai reveni la Ion. Să auzim. Am avut o viață grea. Am rezistat-o. Am zis, m-am gândit așa. Poate să liniști, dar poate să veni. Nu, el de tânăr a început să bie. Într-o seară mi-a rupt scurta, eu mi-am rupt din mâinile lui și m-am dus și m-am culcat lângă mama pe divan, pentru că nu se putea să stau în casă. Și părinții mei rău. Și mi-a răspundea urât, cuvinte vulgare. O sărit la tata la gât, când am adus poliția cu vreo 3-4 ani în urmă. Și mai era conflict și bada l-a lungat să duce acasă. Eu o leacă să emoționat, pentru că nu pot să vă răspund la toate întrebările, pentru că mi vine să plâng. Că eu când mi-aduc aminte de tot cât s-a întâmplat în viața mea, că am fost și cu vânătăi, și cu capul spars, și cu
cum să vă lămuresc, mi-e tare greu în suflet, foarte, foarte greu în suflet. Mai departe vreau să o viață normal, să nu mai am frică de un om agresiv. Tu ai să stai, așa îi spune. Eu sunt din partea fratelui meu, pentru că mă doare tare suflet. Și îmi vine și să plâng. Eu aș vrea să fie la libertate și să fie bășel lângă copiii, lângă copii și părinții mei. Pedeapsa trebuie revăzută, da, trebuie de pedepsit, că nu este o scuză alcoolul, nu este o scuză cusâtul de la pește, nu este o scuză o întâmplare, nu-i scuză. Pedeapsa trebuie să fie, da. Pedeapsa trebuie să fie formativă, pedeapsa nu trebuie să fie de dragul pedepsei. Cine câștigă? Ce câștigă societatea, spre exemplu, sau din această pedeapsă? Mă gândesc că eu, nefiind jurist, ar fi bine găsit o modalitate de pedeapsă unde el ar fi alături de copii și ar crește acești 5 copii și nu ar fi copii pe umerii societății care crește așa cum crește, cum mai bine ar crește un tată, tatăl care ar fi fost alături, soțul ar fi fost alături de soție, care are nevoie de susținere, nu va rezista mult cu 2000 și mai are nevoie de Serghei și doi părinți care deja au o vârstă oarecare și trebuie și ei susținuți. Deci pedeapsă, dar pedeapsă fără ca să fie pedeapsă toți ceilalți și societate. Pedeapsa care prevede această infracțiune este totuși de la 6 la 12 ani. Deci este o infracțiune gravă. Rolul pedepsei este reeducarea făptașului și prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni. Astea sunt două principii de bază care prevede o pedeapsă. Și din câte am văzut eu, deci instanța de apel și Curtea Supremă tocmai la acest moment s-au referit, a considerat că pentru a preveni alte infracțiuni care le-ar putea săvârși soțul și fecioara dumneavoastră, au considerat că este necesar să fie aplicată pedeapsa cu executare. Aici, iată, chiar o vroiam să o întreb pe doamna Natalia. Le-ați spus colegilor mei că cumva această schimbare de pedeapsă, prima instanță l-a condamnat la 3 ani cu suspendare, dar Curtea de Apel a decis altceva, să-l trimite la pușcărie pentru 4 ani. Iar dumneavoastră credeți că tot de la Ion cumva vine? Da, pentru că eu am vorbit cu un om care e în Oper grupă și el, omul și-ala, a zis, Natașe, ai ticat de pe lună? Dar eu zic, nu, de pe stele, am glumit. Dar el zice, fără de voia, că el ne-a lămurit așa, că pe pătimaș al apără procurorul, dar pe inculpat al apără advocatul. Și procurorul, fără voia, fără iscălitură pătimașului, nu poate să ridice la Curtea de Apel. Și ia că eu, pe baza la cuvintele astea, țin că el o scris, el o dat, el o ridicat. Ca să-i năsprească pedeapsa lui Serghei, fiul dumneavoastră. Dar nu este în adevăr. Procurorul atacă sentința care consideră el că nu este legală, fără ca să fie condiționat de părerea părții vătămate. Mai mult vreau să vă zic, partea vătămată și în ședințele judiciare și la urmărirea penală a fost de partea feciorului noastră. El a spus că l-a iertat, nu dorește să fie pedepsit, nu a depus plângeri și chiar dorește ca să fie încetat dosarul penal, doar că legal, legea nu permite încetarea dosarului penal pentru astfel de faptă dacă nu s-a depus o plângere sau s-a retras plângerea. Pentru că aici persistă un pericol social și prin această pedeapsă instanța ne apără pe noi toți, societatea. A venit timpul să auzim destăinuirea lui Ion Scripnic. Ce spune bărbatul acum după ce agresorul său a fost condamnat la ani de pușcărie? Atenție la ecran. Eu îl iert. Ghinic eu am rămas viu, dar nimeni mai... Cum? Eu stau câteodată și mă gândesc, dacă chem copchii este și mă gândesc, băi, intrați la moșul Vania, intrați la moșul, spuneți, și vă doare, și
o bomboană, o crincă de pâine, vă dăm o șuvan. Că eu nu sunt așa. Dar chiar mai alaltă, au fost copiii aici, le-am dat culioc de covri. Zic, băi, intrați la moșul Vania, vedeți-o, că mama nu ne dă voi. Am spus, cum n-am spus, stați. Cum n-am spus, și la el o vine, am spus, că eu al iert, eu nici n-am o scriere, n-am o plângere de la asta. Și eu am spus, că eu n-am împotriva lui, eu are 5 copii, eu al iert. Și la curtea de piel, când am fost, tot așa am spus. Deci iată ce spune Ion. El practic zice că nu este interesat ca Serghei să stea la închisoare mai mult decât atât. L-a iertat pentru fapta sa. El și nu uită timp așa ne spune. El nu a scris și el îl iartă și se duce. Dar când se cinstie și intra în o gradă și era peste măsură cinstit, eu îi zicem, te-ai dus acasă. Amu, te-ai dus acasă. Supărat, ieșe pe poartă și mergând pe drum, că noi nu trăim departe unii de alții. Și el zice, ai să stai, vă 4 ani ai să stai. Uh-huh. Și el zice cuvintele astea, eu nu pot înțelege nici până în ziua de azi. Noi avem 2 juriști în platou, ambii, și Inga și Octavian, din câte înțeleg, ați intrat în detalii în acest dosar. Vă rog frumos să vă expuneți în ceea ce privește șansele lui Serghei, nu știu, să îi se scutească această pedeapsă sau să îi se scurteze termenul de detenție, având în vedere că victima spune că îl iartă. Are vreo șansă? La moment, noi avem 3 instanțe care s-au expus în privința acestei pedepse. Deci, decizia Curții Supreme este definitivă și irrevocabilă, care acum este o cale de atac, un recurs în anulare la Curtea Supremă, dar intuiesc eu că deja termenul a trecut de 6 luni de zile pentru a depune acest recurs în anulare. Însă, acum, acest proces penal poate fi revizuit doar dacă apar niște circumstanțe noi care n-au fost cunoscute la momentul când a fost urmărirea penală sau când s-a judecat cauza penală. Doar atunci poate fi revizuit un proces penal. Ce-i sugerați Veronicăi să facă în situația ei? Rămasă singură cu 5 copii minori pe care trebuie să-i ridice timp de 4 ani, cel puțin atât timp cât întreținătorul familiei se află la închisoare. Dar dacă el are un comportament bun în penitenciar, deci în primul rând el stă doar 2 ani și 8 luni și poate fi eliberat condiționat înainte de termen, sau poate fi să-i aplice la jumătate de termen 2 ani, să-i aplice, să-i înlocuiască cu o pedeapsă, restul 2 ani să-i înlocuiască cu o pedeapsă mai blândă. Legislația prevede articolul 91, articolul 92 cod penal, deci nu este obligatoriu să facă acești 4 ani. Deci ori 2 ani și 8 luni sau chiar și 2 ani pentru ca să fie înlocuit pedeapsa, ceea ce trebuie să-l sfătuiți dumneavoastră, pentru că oricum o să aveți întrevederi cu el, o să mergeți în penitenciar, aveți tot dreptul să-l vizitați împreună cu copilașii, nimeni nu vă interzice acest moment și chiar dacă vă interzice cineva, mă telefonați pe mine ca eu să rezolv momentul, da? Dar îl sfătuiți să fie cu mințel acolo. Să fie de treabă, pentru că eu, din ceea ce ați povestit dumneavoastră, ar părea într-adevăr să fie un om de treabă și un soț bun și un fecior bun, doar că această stare de ebrietate gravă, probabil că i-a întunecat mințile. Într-adevăr, o situație nefastă și negândită a făcut să se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și a nenorocit 2 familii, pur și simplu. Da. Veronica, cel puțin ai primit, nu știu, o veste bună, o speranță, că nu vor fi 4 ani, că pot să fie mult mai puțini, deja asta este. Totuși, vreau să te întreb, tu rămasă cu 5 copii minori, cineva s-a interesat, ce faci? Din ce îți hrănești copiii? Eu mă refer la autoritățile locale. Te ajută cumva? Eu și primesc un ajutor social de 1200 de lei. În rest, de când soțul este închis, nimeni nu m-a vizitat. Nimeni nu m-a întrebat cu ce îi hrănesc, cum merg la școală,
Deși aveți nevoie... Dar ai încercat să le solicite acest ajutor? Eu am scris, dar doamna ne-a spus, asistența socială, că nu mai pot să primesc ajutor social, în rest... Nu te pot ajuta cu nimic? Da, pentru că eu, vezi, de socră, că eu legitim nu am nimic. Nu am casa mea, nu am masa mea, nu am nimic absolut. Haideți să vedem. Poate pretinde Veronica la ceva mai mult în această situație în care a ajuns? Da, intuiesc că dumneavoastră primiți acești 1200 lei pentru că sunteți mamă cu mulți copii și este o sumă într-adevăr mizerabil pentru faptul că ați născut 5 copii. Fără discuție. Aici, în momentul în care dumneavoastră prezentați, totuși, decizia Curții Supreme, care este definitivă și revocabilă, care demonstrează cert faptul că soțul dumneavoastră este întemnițat și nu are posibilitate să-și îndeplinească nici fizic și nici moral obligațiunile părintești, dumneavoastră vă considerați mamă la moment singurică care creșteți 5 copii și acest ajutor material și social trebuie să fie pe măsură. Faceți cerere argumentată către primarul din sat, către primar, nu către primărie sau nu știu ce, către primar, autoritate tutelară, unde argumentați toate aceste momente. Și atunci când veți primi un răspuns, și dacă va fi un răspuns superficial și nu veți primi ajutorul respectiv, mă telefonați și încercăm să soluționăm. Deci la moment trebuie să verificăm dacă nu a expirat acel termen de 6 luni pentru a utiliza și calea recursului în anulare. Trebuie doar să înțelegeți că atunci când a fost examinat dosarul în procedură simplificată, toată condamnarea sau toată examinarea a avut loc pe baza probelor acumulate de către procuror și nu s-a pus în discuție la contestările ulterioare vinovăția lui Serghei, dar cât de corect a fost aplicată pedeapsa. Deci toată examinarea a fost la pedeapsă. Îmi pare foarte rău când instanța de apel nu a luat în considerație existența la 5 copii minori, a faptul că el nu a avut un cazier curat, deci nu a avut pedepse, nu a avut conflict cu legea, nici măcar cel contravențional. Că nu s-a luat în considerație căința, chiar și contractul ăsta cu statul de a recunoaște și de a nu pune în examinare care putea dura ani de zile. Din păcate, la noi în jurisprudență, iată, la momentul aplicării articolului 90, ce înseamnă condiționare, nu există o uniformitate. Deci avem decizii care diferă. La unii se aplică condiționat, iar la alții, din păcate, cum la Serghei, nu a fost luat în calcul circumstanțele atenuante. Eu sper că recursul în anulare vă va ajuta. Bucurați-vă că aveți un cumnat de treabă. Tăiat cu sud, el stă copacel și vorbește. Nu, eu n-am scris nimic. Dacă era altul în genicere, 20 de ani pedeapsă pe viață. El era cu un picior în groapă. Asta nu vă spărați, e neamul neamurilor. Primiți ascultare, rugați-vă la Bunul Dumnezeu, atât. Asta e. Mulțumim, aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Serviți pe cei dragi, mereu alături.